După ce au fost trimise de fiecare școală în parte și centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar și al Ministerului Educației, rezultatele finale de la evaluarea națională și clasamentul în funcție de medii la nivelul județului nostru au fost date astăzi publicității. Circa 91% dintre medii sunt peste 5, existat chiar și 6 medii de 10, ale unor eleve din Stoienești, Bolintin Vale, Mârșa și Giurgiu. Din totalul celor 2459 de elevi, cei mai mulți, aproape 550, au obținut medii generale între 7 și 7,99. Așadar, rezultatele au fost următoarele. Au existat 6 medii de 10, 304 între 9 și 9,99, 429 între 8 și 8,99, 543 între 7 și 7,99, 535 între 6 și 6,99, 409 între 5 și 5,99 și 233 de medii sub 5. Acum urmează etapa de înscriere la liceu. În perioada 5-8 iulie 2012 va avea loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a. De interes este data de 14 iulie, când se finalizează etapa de repartizare computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013.